Pandemia de COVID-19 părea că a dispărut la începutul acestei primăveri, însă în ultimele zile cazurile de îmbolnăviri au crescut în Mehedinți. Dacă la începutul lunii iulie vorbeam de aproximativ 6 cazuri pe zi, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 15 noi infectări cu virusul SARS-CoV-2. Totodată, 6 persoane sunt internate, iar 36 au fost testate pozitiv și izolate la domiciliu asimptomatice. Ca urmare a creșterii numărului cazurilor, rata incidenței cumulative a COVID-19 la mii de locuitori în județul Mehedinți este de 0,19, iar în Drobeta, Turnu Severin este de 0,26.